Domnule doctor, ce sunt hemoroizii? Bună ziua! Hemoroizii sunt o patologie ce apare în ultimii 3-4 cm din tubul digestiv la nivelul canalului anal. Sunt niște dilatații în mare parte venoase. Sunt la fel ca niște varici la nivelul piciorului, doar că la nivelul rectului, la nivelul canalului anal. Acestea cresc și în dependență de factorii ce predispun această patologie și mai departe, cresc și devin din gradul 1, 2, 3 și 4. Care sunt factorii de risc? Factorii de risc sunt sedentarismul, în primul și în primul rând, abuzurile în ceea ce înseamnă și nu ultimul rând vreau să menționez acum mâncărurile fast food în ceea ce vorbim despre tineri, care consumă destul de multă mâncare fast food și mai ales cea condimentată. Desigur și abuzurile în alcool, cu alcoolul. Toate acestea duc la apariția de hemoroizi sau apariția crizelor hemoroidale. Care sunt primele semne care ar trebui să ne îngrijoreze? Primul semn care ne îngrijorează cel mai mult este sângerarea. Desigur apare și durerea, inflamația, pruritul, la fel care nu este de neglijat, dar cel mai important este sângerarea. Deoarece acesta este primul semn care trebuie să ne trimite imediat către un consult de specialitate. În afară de acesta, când trebuie să mergem la un medic? Dacă nu avem sângerare, ce anume ar trebui să ne mai trimită în cabinetul medicului? Orice ni se pare în neregulă cu noi înșine, trebuie să mergem către un specialist, la un medic, să aflăm ce se întâmplă cu noi. Atunci când apare o formațiune, atunci când există niște simptome sau niște manifestări care nu ne le explicăm sau nu le aveam înainte, ne trimite către un doctor. Care sunt metodele de tratament? Metodele, după cum știm, au apărut destul de multe metode noi și n-am să le povestesc pe fiecare în parte, dar încerc. Însemnând rubber band ligation sau bandarea hemoroizilor și vorbim de cei interni, fototermocoagularea în infraroșu, desigur să nu uităm și de radiofrecvență. Toate acestea fac ca hemoroizii, începând de la stadiul 1, 2, 3, să dispară fără să ajungem cu pacientul la o intervenție chirurgicală, care știm foarte bine că este destul de neplăcută și dureroasă. În ce situații se recomandă această intervenție chirurgicală? Cu siguranță în gradul 4 de hemoroizi, atunci când hemoroizii sunt prolabați și stau permanent afară, indiferent de ce am face noi. Boala poate recidiva după tratament sau după operație? Și după tratament și după operație, desigur, tot acest lucru depinde de foarte mulți factori, adică de cum ne comportăm noi după intervenție sau după tratament, dacă noi nu schimbăm înapoi modul de viață, să avem un mod de viață sănătos, atunci aceste lucruri duc la recidivă. Deci, mai concret, ce putem face pentru a preveni apariția și sau recidiva bolii? Să mâncăm sănătos, să avem un mod de viață sănătos, să facem mișcare și fără abuzuri.